Să continuăm cu ceea ce facem, și anume să facem un nou unboxing, o nouă impresie inițială la un parfum de la o casă de nișe britanică, o casă oarecum exclusivistă, o casă puțin cunoscută pe meleagurile autohtone, vorbind despre Boadicea de Victorious. Și parfumul se numește Regal. Bun. O compoziție foarte interesantă. Foarte rar întâlnești parfumurile acestei case prin parfumeriile din România, de exemplu. Doar în parfumeriile de tip high-end, adică alea care chiar se respectă, mai poți să vezi produse de la Boadicea și sunt produse foarte, foarte interesante. Bun, așa arată cutia. Mi se specifică pe spate denumirea, ingredientele, cantitatea și amătă de etc. Hai să o desfacem. Sunt un mare fan al sticlelor, celor de la Boadicea. Îmi plac foarte mult ca design. Mi se par extrem de interesante, extrem de artistice, extrem de unice. Asta și în contextul în care sunt lucrate manual, artizanal, de către meșteri britanici. Foarte interesant stil de a ambala. Dăm celofanul la o parte, că nu ne interesează absolut deloc. Și așa arată cutia. După cum ziceam, opa, 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 opa. Cutie magnetică și sticla vine aici într-un, hai să zicem, pătuț satinat. Repet, mare fan al acestor sticle. Îmi place foarte mult designul lor. Mi se pare a fi ceva cu adevărat interesant și unic pe piața de profil. Placheta din spate cu denumirea, cu logo-ul casei și dedesubt nu avem absolut niciun fel de informație. Foarte interesant. Cred că e prima dată când văd la un parfum așa ceva. Bun, dar nu suntem de asta aici, ci ca să testăm produsul, ca să-l aplicăm și implicit să ne formăm o impresie inițială. Foarte interesant atomizorul. Capacul este metalic pentru cei interesați de aspectul acesta. O să aplic doar un puf. Pentru că parfumurile acestei case sunt extrem, dar extrem de puternice. Și până se evaporă alcoolul și rămân doar uleiurile esențiale, zic să vorbim rapid despre compoziția lui Regal. Sau Regal, cum vreți voi să-i ziceți. Un parfum a apărut în 2010 și creat de un nume foarte important în industria de parfumerie, și anume Cristiano Provenzano. Vorbim despre tonuri de geranium, tonuri verzi, șofran, de asemenea iasomie, trandafir, violetă, hedionă. Dar mai avem și mosc, patchouli, lemn de santal, cedru de Virginia și ambră în cadrul acestei compoziții. Și este un parfum cât se poate de oriental. Pentru cei interesați, Casa Boadicea de Victorious se ocupă cu parfumeria orientală. Bun, e foarte puternic în aer, e extrem de puternic. Am avut ocazia să mă joc cu mai multe produse de la Boadicea, implicit cu unele care sunt extrem de detestate de foarte mulți cetățeni din ăștia specialiști. Și mă refer la Monarch, de exemplu, care mi se pare absolut încântător, nici de cum ceea ce îl caracterizează unii prin mediul online. Foarte interesant. Deși în compoziție, eu cel puțin nu am văzut să fie specificat lemnul de agăr, sesizez foarte mult lemn de agăr în cadrul acestei compoziții. Iar combinația este una specific orientală, și anume combinația de trandafir cu lemn de agăr. Dar ai acolo și șofran, ai și violetă. Doamne, cât e de puternic. Și miroase foarte bine, să ne înțelegem. Poate nu este vreun unicat din perspectiva, să spunem, compoziției și a mirosului, dar cu siguranță performanța este pur și simplu colosală. Am dat un singur puf pe mână și două pufuri în aer și toată camera miroase a Regal. Foarte, foarte, foarte fain. Tonurile lemnoase sunt absolut excepțional interpretate. Cedrul ăla de Virginia, lemnul de agăr, repet, sesizez lemnul de agăr, nu are cum să nu existe în compoziția lui așa ceva. Dar deopotrivă, șofranul, o notă cu care eu nu mă împac de felul meu, hai să zicem că depinde foarte mult de modul în care ea este interpretată, dar de felul meu nu mă împac cu ea, am anumite probleme cu această notă condimentată.
Nota de șofran nu este dominantă în cadrul compoziției, așa cum așteptam să fie. În primul rând mă așteptam pentru că vorbim despre Boadicea. Și Boadicea nu face rabat când vine vorba să, efectiv, să te distrugă încă de la primul contact sau de la primul impact cu produsele lor. Foarte bine miroase parfumul. Foarte, foarte bine. Combinația aia de trandafir cu agăr, asezonată de asemenea cu niște tonuri verzi, sesizabile în fundal, nota aia de șofran care vine și încălzește un pic compoziția, tocmai pentru că nu este foarte dominantă, dar repet, este doar o impresie inițială, s-ar putea ca pe parcursul timpului, purtând acest parfum, lucrurile să se modifice. Totodată ai cremoșenia aia specifică lemnului de santal pe care o sesizezi, dar deopotrivă ai și ambră care vine din nou și contribuie la efectul ăla de călduț. Drept urmare, poate fi considerat un parfum pentru temperaturi moderate și scăzute, deși eu unul personal n-aș vedea absolut nicio problemă ca acest parfum să fie purtat implicit în temperaturi ridicate, doar cu specificația atenție la cantitatea aplicată. Bun, tonurile lănoase devin din ce în ce mai proeminente, lucru care pe mine mă bucură foarte mult, eu fiind un mare fan al tonurilor lănoase, și mai mult decât atât acoperă tonurile florale, pentru că unul personal, așa cum v-am mai amintit și în alte clipuri, în ultimii ani cel puțin, nota de trandafir a început să devină problematică pentru mine, deși îmi place foarte mult, dar întâlnesc la tot pasul, este omniprezentă și pur și simplu devine obositoare. Pentru urmare, am început să mă cam plictisesc un pic de ea și o cam evit în parfumuri, dar aici e interpretată foarte, foarte bine. Începe să scoată capul și nota de iasomie și să aerisească un pic compoziția. Și tonurile moscate, de asemenea, sunt foarte prezente. Oferă un pic de animalism lemnului de agăr și tonurilor lemnoase în general. Foarte, foarte frumos parfumul. Foarte bine făcut. Nici nu mă așteptam la altceva. Ăsta este adevărul. De foarte mult timp spun că mi-a adaug în colecție măcar un Boadicea. Am început cu acest regal. Vedem unde o să mă opresc, dacă o să mă opresc. Repet, o casă foarte interesantă și oarecum exclusivistă. Au produse care costă foarte mulți bani. De exemplu, au parfumuri care costă 1500 de euro sticla. Acum, nu sunt eu în măsură să judec pe ce-și cheltuie alții banii. Este strict problema lor, așa cum vă repet în continuu. Dar parcă totuși 1500 de euro pe un parfum, na, în fine. Bun. Zic să ne oprim aici. O primă impresie sau o impresie inițială cu Boadicea The Victorious Regal, un parfum opulent, un parfum oriental, în adevăratul sens al cuvântului, un parfum menit a, hai să zicem, emana putere în sensul de puterea cuceritorului, dacă vreți, foarte elegant, sofisticat și foarte puternic. La fel ca toate produsele Boadicea. O să-l port, desigur, mult timp de acum înainte, o să-l las să se macereze tot procesul, care poate să dureze câteva săptămâni, câteva luni, și abia ulterior voi putea avea niște păreri și niște concluzii definitive cu privire la acest parfum. Dar ca primă impresie, ca impresie inițială, pot să vă spun că îmi place foarte, foarte mult și, din punctul meu de vedere, este ceva care te scoate în evidență dacă ești în căutarea unui astfel de lucru, în mod deosebit la evenimente formale, la evenimente oficiale. Foarte fain. Bun, vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă vă interesează partea de decantare, eu vă stau la dispoziție. Adresa de e-mail este parfumeriagavo@gmail.com. Acolo solicitați lista cu produsele, cu cantitățile, cu prețurile, cu promoțiile și așa mai departe. Punem punct aici. Numai bine!